Erai acolo când a venit Hagi, nu? E adevărat că a fost discuția atunci, da, Hagi... Da, da, la Itimba că nu îl cunoșteam. Era avea 17 ani jumate, cred, atunci, 18 ani. Și noi jucam remie, veniserea de la echipa națională. Gino, el, Coraș și Terheș, parcă. Și noi jucam remie. Seara, pe la 11, ceva a ajuns. Și ia chemați-mă pe Hagi Lancoa să-l vedem și noi. Da. Auzisem deja de... Da, e bătrân, nu? Da. Păi eram șupânul, nu? Și golgheterul echipei. Eram golgheter, eram vechi, respectat. Noi n-am respectat foarte mult între noi. Nu ne-am bătut, nu ne-am jurat, nu ne-am atacat nevestele. Deci nu, n-am avut de asta. Și a venit Gică, tupeu de Macedon. Așa, bună seara, bună seara. Nu știu ce, tu înfipt. Da, înfipt, bravo lui. Iar a doua zi, a doua sau a treia zi, am jucat la Lipița, dacă nu mă înșel, cu o echipă de Liga a doua sârbească. Și a fost un corner, a bătut un corner scurt, eu așteptam centrare. Venea de la Lucescu, îți dai seama, cu combinații, cu... A intrat pe interior și din colțul 16 metri a dat o stângă în viclul ăla și a zis, ce dracu să-i mai zic, de ce nu l-a centrat? Ca și lui Jegu, lui Bucurescu. Scăpa în dreapta și eu eram cu poarta goală și s-a făcut că centrează și a dat-o cu exteriorul în poartă. Și eu l-am luat la jurătură, apropo de contra. Păi de ce nu mai... Chiar dacă marcase gol, da, ca să știi că data viitoare da, trebuie să paseze. Eu trebuie să dau golul, nu el. Că erai jupânul, da. 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 Și, dar, într-adevăr, mergeam la facultate. 90% dintre noi eram încă studenți, o parte terminaseră, cei mai în vârstă. Mergeam în cursul săptămânii la facultate, ne vedeam cu colegii, atunci se lua la Indigo cursul. Aveam activitate de club sportiv universitar.